Bună seara doamne și domnilor și bine ați revenit la o nouă ediție a emisiunii Învață, Crește, dorește cu Eugen Popa. În această seară mi-a luat ceva timp până să mă hotărăsc despre ce să vorbesc pentru că am o grămadă de subiecte, dar întotdeauna îmi place să am mai multe la dispoziție. Așa că, apropo de asta, dacă e ceva anume ce ai vrea, ce te-ar interesa, despre care vrea să vorbesc, te rog să-mi scrii la un moment dat cineva mi-a sugerat să vorbesc despre procrastinare și am mai făcut-o, doar o voi mai face. Dar dacă e ceva anume pe care vrea să-l dezbat în timpul emisiunii, te rog să-mi scrii <coughs> pe pagina de Facebook Învață Crește Dorește sau pe site-ul meu personal la mesaje și voi discuta despre acel subiect. În seara aceasta vom discuta despre tehnici pentru succes. Ce înseamnă asta? Înseamnă că succesul Poate fi obținut în nenumărate feluri, da? Uh, și fiecare dintre noi avem definiția noastră despre ce este succesul. Succesul poate fi, eu știu, să am bani, să am familie, să am faimă, să am carieră, să am un job foarte bun, să am cățel, să am purcel, ce știu eu. Pentru fiecare dintre noi, succesul poate să însemne ceva anume. Uh, însă, atunci când uh, ne clarificăm ce anume vrem, de multe ori pornim în trombă și suntem foarte motivați de această descoperire. Uite, mi-am găsit scopul, mi-am găsit celul și vreau să mă duc să uh, îmi uh, ating acest scop. Iar pentru unii oameni e foarte ușor să se întâmple, să, să facă acest lucru, în timp ce alți oameni se confruntă cu dificultăți, hai să le numim așa. Exemplu, uh, costic al nostru... Și a dat seama că lui îi place nu de mult să vorbească uh, oamenilor despre pasiunea vieții sale, despre ce a descoperit el sau despre ce îl interesează pe el. Problema e că el este extrem de pasionat de ceea ce face, este, are, are ex, o cunoștințe extrem de largi și extrem de vaste vis-a-vis -vis de subiectul respectiv, ce nu are costic al nostru sau ce îl blochează mai degrabă pe costica al nostru, este faptul că tremură din toate închieturile când trebuie să vorbească în public. Um, sunt multe persoane, apropo, dacă nu știți nu multe, sunt enorm de multe, da? Teama de a vorbi în public este cea mai răspândită teamă din toate câte sunt. Da? Deci dacă cumva crezi că ești singur prin lumea aceasta, singurul căruia este frică sau teamă să vorbească în public, te înșeli amarnic. Cea mai larg răspândită teamă dintre toate temerile existente este teama de a vorbi în public. Și deci Costica al nostru are o informație extraordinară. Are cunoștințe fantastice. Dar nu poate să le exprime pentru că e teamă ca nu cumva să, eu știu, râdă mea de el, să nu cumva să spună vreo prostie, sau nu cumva să mă știu eu ce. Chiar am avut în emisiune la un moment dat un, un amic de-al meu, Florin Tăbârgă, care um, este coach pentru vorbit în public. Da, Este o persoană care se ocupă de așa ceva, ține traininguri, uri uh, face uh, antrenament dacă vrei, pentru diversi, pentru cei care doresc ca să vorbească în public cât mai bine. Ei bine, ce aș vrea să facem noi acum, să discutăm în această seară, este să vă prezint două dintre aceste tehnici pentru succes, pentru că ele sunt sute. Dar vreau să vă prezint două dintre ele. Când vorbim despre această teamă de a vorbi în public, vorbim de obicei despre ceva înăuntru nostru care ne reține, ca și cum Există ceva în adâncul nostru care la un moment dat s-a blocat sau a apărut un obstacol, dacă vrei, în calea noastră. Doar că noi nu mai știm acest lucru. Nu știm când s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, de ce s-a întâmplat și pur și simplu de la un moment dat am această senzație, această teamă și simt că merg cu fâna de mână trasă. Simt că pur și simplu nu mă duc cu totul în ceea ce fac, ci sunt așa reținut, sunt, sunt apăsat. Și aș vrea să vorbim despre două tehnici, poate chiar trei, dacă o să apucăm, dar măcar două tehnici pe care le puteți utiliza pentru a rezolva acest lucru. Una dintre ele este o tehnică care ne ajută să mergem înapoi în timp și să uh, descoperim să să scoatem la iveală la suprafață, din adâncul ființei noastre, din subconștientul nostru, să scoatem la suprafață acel moment sau acele momente care contribuie la această teamă, iar cealaltă tehnică este o tehnică extraordinar de eficientă care um, ne ajută să creăm un ideal al nostru și chiar să îl trăim, acel ideal. O să, o să fie mai clar în timp ce discut despre aceste lucruri. Deci, prima tehnică pe care aș vrea să vă prezint în această seară este tehnică din NLP, Am în două, sunt tehnici NLP, de fapt, și uh, se numește linia timpului. O să merg la tablă să vă o desenez. Deci, linia timpului, când spunem linia timpului, aici trebuie să înțelegem următorul lucru. Fiecare dintre noi avem linia noastră personală. Okay? Fiecare dintre noi avem linia noastră personală. Ce vreau să spun prin asta? Gândește-te că eu sunt, sau tu, acum, unde ești tu acolo și te uiți la televizor, acum ești într-un punct, ești în punctul ăsta, ok? Și te uiți la televizor. Ce vreau să faci acum este cu ochii deschiși sau închiși, nu contează cum, dar vreau să-ți imaginezi o linie a timpului cu trecutul, sau cu trecutul, sau cu trecutul, sau cu trecutul și viitorul, ok? Deci linia timpului pe care linie se află trecutul și viitorul. Și vreau să îți Spui în mintea ta, să-ți desenezi în mintea ta o linie între cele două puncte. Acum, pentru unele persoane, trecutul este în spate și viitorul este în față. Pentru alte persoane, trecutul este la stânga și viitorul este la dreapta. Pentru alte persoane, poate că e o linie așa în diagonală, adică trecutul e acolo și viitorul e acolo. Sau oricum altcumva, nu contează. Este irrelevant unde este linia ta a timpului. E relevant. Ce mă interesează este să o identifici. Așadar, fă chestia asta acum, identifică această linie a timpului. Vezi de unde vine și încotro se duce. Și în mintea ta să-ți clarifici. Ok, vine din lateral stânga spate și se duce încolo. Poate să fie și așa, da? Deci să fie ca o elipsă aproape, da? Poate să am acolo trecutul și viitorul e acolo. Și asta e posibil, da? Deci vreau doar să-ți identifici tu cu tine linia aceasta timpului. Să presupunem, să presupunem că îl avem pe Costic aici. Ok? Îl avem pe Costic aici. Iar la el să spunem că linia timpului este, să spunem, aici e trecutul și aici e viitorul. Ok? Și facem o linie între cele două. Sau, am spus, dacă vrei să fie mai mai ciudățeală povestea, respect, pentru unii oameni, repet, poate să fie, eu știu, trecutul să fie acolo și viitorul să fie acolo. Orice e posibil. Deci linia asta nu trebuie să fie dreaptă, poate să fie așa. Da? Poate să fie în orice fel, nu contează cum. Important este ca ea să existe. Ok? Acum, ca să ne fie mai ușor de explicat, o să vorbim despre linia timpului al Costică. Ce înseamnă asta? Înseamnă că aici e momentul nașterii, iar aici, să spunem, este el, Costică, acum, iar aici este viitorul lui. Nu știm, pentru că nu are un capăt. Este nedefinit. Dar el continuă mai departe aici. Se duce mai departe, acel viitor. Ok? Dar el este acum aici. În acest punct. Și costic al nostru, care este, desigur, foarte zâmbitor, costic al nostru, el vrea să își spună lumii pasiunea lui. Vrea să vorbească oamenilor despre Pasiunea lui. Însă, am spus că el merge cu frâna de mână trasă. Cu alte cuvinte, există ceva în interiorul lui care îl blochează, îl limitează, îl, îl oprește să facă acest lucru. Ce vrem noi să facem, și ce vrem să l ajutăm pe costică, și cu alte cuvinte, ce vreau să faci tu, este să ne jucăm cu această linie a timpului. Și iată cum vom face. Să spunem, am zis că la costică, linia timpului este undeva aici deasupra da? deci e deasupra capului. Ce vreau să facem acum, ce vreau să se întâmple, este un fel următor. Să te uiți cu ochii minții tale, să te uiți la linia timpului către trecut. Da? Să presupunem că trecutul ar fi acolo. Sau poate că e în spate, repet, nu contează. Acum presupune că e aici, în stânga, da? Te uiți către trecut, linia timpului, da? Și apoi, următorul lucru pe care îl faci, să te ridici de deasupra liniei timpului, să fii deasupra sa aici, da? Cu alte cuvinte, costica acum este aici. OK? Bun. E acum de aici, de deasupra vreau să vezi această linie a timpului, da? Spațiul ăsta de aici, din momentul prezent și până la momentul nașterii, îl privești ca și cum îl vezi de aici de sus, da? Ca un uliu, ca un vultur. Are o privire de ansamblu generală. Și acum, hai să ne jucăm. Pe linia timpului, vreau să faci așa, să treci, să spunem că acest costic al nostru are, nu știu, 30 de ani. Și ce facem? În mintea ta, faci, îți, îți semnalezi ca și cum vezi câte un demarcaj la fiecare an din viața ta. Ok? Să spunem că ai 30 de ani. Și ai 30 de astfel de demarcații, ok? Care reprezintă vârsta, reprezintă anii. Deci 30, 29, 28, 27, 26 și mai departe până la 30. Aici n-am eu 30, dar ca idee, ok? Bun. Deci, sunt deasupra liniei timpului și observ aceste demarcații pe el, da? Îmi închipui o linie, ca o riglă dacă vrei, da? Îmi închipui această linie, această riglă și uitându-mă la ele, pe urmă pot să fac mai mult. Să intru și mai în detaliu. Să am. Dacă, dacă pot, dacă, dacă nu pot, pot să sar peste pasul ăsta. Pasul ăsta nu e obligatoriu. Deci vreau să am acum lunile anului. Ok? După cum vedeți, îmi place să trag liniuțe. Ok? Lunile anului. Ok. Și acum, vrei să intri și mai în detaliu? Poți să pui zilele din fiecare an. Ok? Ați prins ideea. Bun. Acum, ce vreau să facem este următoarea chestie. Punctul important, punctul esențial din această tehnică. Ce anume, eu fiind deasupra liniei timpului, mă gândesc băi, uite, eu vreau să vorbesc în public și am această limitare, am această doleanță, am această frână de mână trasă și nu mă pot manifesta, nu pot să mă duc, nu pot să... Mamă, simt că am o teamă în mine, simt că am o frică, o spaimă, o ceva, mă cuprinde, ca o gheară în coșul pieptului sau un gât, simt că mă <tus> supă că trebuie să vorbesc, da? Deci, când am aceste senzații, această teamă, poate să fie teama de a vorbi în public, poate să fie un atac de panică, poate să fie o fobie, poate să fie orice, ok? Atenție, poate fi orice ce fac acum când fac această tehnică, asta dacă vreți este o metodă de a rezolva conflicte interioare, că e anxietate, că e fobie, că e atac de panică, că e vorbit în public, că e orice, că e orice altă situație negativă, conflictuală pe care te confrunți. Ce ai de făcut este pasul 1. Asta trecem aici. Pasul 1 este să identifici linia timpului. Asta e anul O. Identificare. Linia timpului. Ok? O identifici. De la stânga la dreapta, de la în față, spate, cum vrei tu, da? După ce ai identificat-o, această linie a timpului, după aceea te ridici deasupra ei, o vezi în fața ta, cum este din momentul prezent până la momentul nașterii, da? Deci e aici în fața ta, ea este în fața ta și observi gradațiile respective, ani, luni, zile și așa mai departe. După care te gândești la problema pe care vrei să o rezolvi, da? Să spunem că ai o fobie, să zicem că ai o fobie, da? Și te gândești la acea problemă. Și ce faci? E ca și cum în mintea ta, tu ție însăți, adică cu alte cuvinte subconștientului tău, îi spui așa. Vreau să găsesc momentul să mi se arate, să mi se reveleze, să iasă la mai sus, la suprafață, cum vrei tu să o numești, cum vrei tu să te exprimi, da? Îți, îți dai această comandă mentală să vezi de-a lungul liniei timpului de unde ți apare o semnalizare, să spunem așa, ca și cum să prinde un beculeț pe ea, această linie a timpului, să presupunem, da? Ne jucăm cu imaginația, mai bun, da? Ne jucăm cu imaginația. Nu vă luați prea tare în serios, ok? Deci, de-a lungul liniei timpului, eu îmi pun întrebarea, vreau să aflu, hai să vedem cam când s-a întâmplat ceva care mi-a generat mie problema de acum. Și vreau să-ți imaginezi cum toate aceste liniuțe care se află pe linia timpului, ca și cum să spunem, Costica al nostru are aici 30 de ani, ok? Și el își pune întrebarea, ce s-a întâmplat sau unde s-a, un, când s-a întâmplat ceva care îmi generează mie acum fobia pe care o am, să spunem, da? Și se uită la linia timpului și o observă. Și e ca și cum, dacă vrei, îi se aprinde un beculeț aici, care e vârsta de, să spunem, 3 ani. Ok. Să presupunem că e așa. Deci te uiți la linie, te uiți la gradație și vezi că aici se aprinde un beculeț și ce vreau să-ți imaginezi în clipa aia, ca și cum o poză iese în sus. Da? Ca și cum de, de acolo, în acea linie a timpului, este o poză în sus. Sau, în loc să ia să ia, vii tu deasupra ei. Oricum ar fi, este ok. Ori iese ia în sus, ori vii tu deasupra ei. Cum vrei tu. Mântul în momentul care ai ieșit, tu poți acum să te uiți la această poză direct și să vezi, practic, momentul, secvența, experiența respectivă. Deci să spunem că îl avem pe Costică care are frică de câini și el își face linia timpului și o identifică în ce direcție merge, după care zice vreau să aflu momentul, clipa în care această fobie s-a instalat și vreau să văd pe linia timpului unde este. Și atunci în capul sau în mintea sa, cu ochii minții sale, vede păi că îi se aprinde un beculeț acolo, o luminiță, o ce vrei tu, da? îi se aprinde chestia respectivă, luminița respectivă și ce ok, hai să mă uit la ea mai îndeaproape, mă duc deasupra ei, mă uit sau sunt aici, se ridică în fața mea și o văd în față. Și acum e aici în fața mea, da? Este aici în fața mea, mă uit la ea și aici în această secvență, dacă vrei, pot să văd o poză, pot să văd o imagine, pot să văd orice care are legătură cu acel moment în care s-a instalat fobia, să spun. dacă e vorba de fobia. Lucostic era fobia de câini, da? Și deci Costica nostru de 30 de ani a avut fobie de câini de când se știe, pentru că nu și -a aduce aminte când s-a instalat, dar acum aici ia să facă tehnica aia cu linia timpului. Ia să vedem, domne, cum e cu tehnica cu linia timpului. Și își închide ochii, își identifică linia timpului, apoi pasul 2, am spus, face acele gradații. Pasul 3, își dă comanda, da? Comanda e mentală. Mă, ce am? Nu mai fac pe A astăzi. Comanda... Mentală. Ok? Își dă o comandă mentală. Și comanda mentală este găsește momentul în care s-a instalat acea fobie. Ok? Aici că e spânzurată aici cu sticălostru. Deci, își dă comanda, găsește acel moment când s-a instalat fobia. Asta e comanda mentală. După care, pasul 4, observă. Ai data Asta mi-a ieșit. Aul. Deci, pasul 4, observă și vezi unde pe linia timpului, se, ți se semnalează acel moment, da? Unde plinea timpului se semnalează acel moment. Și să presupunem în cazul de față, în exemplu acesta, că a fost la vârsta de 3 anișori. Bun. Și atunci pasul 5 este să uh, de, să văd detalii, da? De, de, la acel moment. Să văd detalii de la acel moment, la pasul 5, ok? Și am ajuns la 45 5, văd, văd, detalii, văd ce s-a întâmplat. Păi mergeam cu bunicul pe stradă, eram la țară, și mă ținea de mânuță, alătra câinele, hau, 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 și m-am speriat și de atunci am fobie de câini. Uite, domne, de unde vine mie fobia de câini. Ok? Deci, în cazul acesta, poate să fie fobia de câini. Poate că, în cazul de care vorbeam mai devreme cu vorbitul în public, a fost altceva. De obicei, Uh, o teamă de a se exprima. Poate când a fost la trei ani cineva i-a spus, taci bă din gură, că vorbești mai prostii. Și de atunci a rămas cu problema respectivă în el. Sau, um, spre exemplu, în cazul persoanelor care se bâlbâie, de cel mai multe ori, fie nu li s-a dat voie să-și exprime părerea, fie um, n-au fost lăsați să se exprime emoțiile. Cu alte cuvinte, Vine cineva și spune, băi, ești un plângăcios, te nu mai plânge, da? E cineva supărat, tu începi să plângi fiind copil și un adult vine și spune, tot gură nu mai plânge, da? Și îți vorbește pe tonul ăla, știi de care vorbesc. Și în momentul respectiv, tu ce trebuie să faci? Trebuie să te abții, să-ți ții lacrimile, să-ți ții emoțiile, să nu te poți exprima. Și atunci, mai târziu în viață, apare această bâlbâială. Bâlbâiala este... E, e, Lipsa abilității, dacă vrei, inabilitatea de a-mi exprima gânduri, emoții, trăiri, cuvinte. Și, repet, în proporție covârșitoare aș putea spune, acest lucru se întâmplă pentru că acea persoană n-a fost lăsată să își exprime punctul de vedere sau să-și exprime emoțiile. Ok? Bun. Și deci, ce am făcut? 1. Identifică linia timpului, vedem care este, la mine spre exemplu, din spate spre față. În spate e trecutul, în față e viitorul. Adică tu ești viitorul, înțelegi? Ai înțeles? Tu ești viitorul. Ok? Bun. Deci în față viitorul. Apoi, pe această linie a timpului, dacă vreau să rezolv ceva din trecutul meu, ce fac? Crez linia timpului, mi-e clar în minte, e acolo, eu stau aici. Și apoi în mintea mea mă întorc și mă uit în urmă. Să văd ce anume din drumul meu, din urma mea, ce car eu în spate, care mă ține pe mine acum să mă manifest într-o totul așa cum vreau să fiu. Ce care eu din spatele meu? Ia să mă uit. Și mă uit înapoi, da? Și îmi, îmi pun întrebarea, vreau să văd unde anume s-a întâmplat, ce s-a întâmplat, care mă face pe mine să merg cu frâna de mână trasă. Da? Deci trebuie să fie, cererea, dacă vrei, să fie cât mai clară, cât mai, cât mai, dacă vrei, practică, cât mai concisă, cât mai concretă. Nu trebuie să fie, mamă, dar acum, stai să văd, pentru că subconștientul e, e simplu. Trebuie să spui, Într-un mod simplu. Dacă ai o fobie, spui, când s-a produs fobia asta? Hai să -mi, ia să, să, să mi se arate, cu alte cuvinte, momentul în care s-a produs acel eveniment care generează fobia mea sau problema mea. În loc de fobie, pune problema pe care o ai tu. Da? Deci mă uit aici și comanda mentală, pasul 3, este când s-a instalat această problemă în viața mea. Da? Ați ai notițe acum, da? Ați ai notițe. Când s-a instalat această problemă în, față, în, în viața mea? Sau? care este punctul de pornire al acestei situații din viața mea sau ce s-a întâmplat când s-a întâmplat ceva care m-a făcut pe mine să am această problemă care mă confrunt acum și așa mai departe, Variațim pe aceeași temă, da? Și cu această întrebare în cap, în minte, mă uit pe linia timpului în spatele meu și văd unde o fi, mă duc mai încolo, păi nu-i la, nu la 38 nu-i la 37, nu-i la 36 și mă duc înapoi pe linia timpului, mă uit la ea și uitându-mă la ea către punctul 0, să spunem că acolo ar fi acum în spatele meu, văd că undeva acolo mi se licărește ceva da, și vreau să ridic aia în față, ca un ecran așa care mi-apare în fața mea. Și mă duc să mă uit, să văd ea, să vedem ce am aici. Ori am o poză, ori am un video, o imagine, un film cu o secvență, o, o, o secvență, o imagine, o situație de la vârsta respectivă. Ok? Uneori, e posibil să nu-mi dau seama, e posibil să nu văd ce a apărut, să nu-mi apară clar imaginea respectivă. Ok? Dacă se întâmplă acest lucru, poți să faci una din două variante. Dacă nu-ți e clar, pur și simplu rămâi cu acea imagine în față, aștept să se clarifice. Uneori, poți chiar să intri în ea, da? Deci mi-a apărut această imagine în față, sunt aici, nu mi-e clar ce este și atunci ce fac? Mă duc în ea, mă bag în ea, intru cu, intru cu totul în ea ca și, cum, ca și cum nu mai sunt aici la 30 de ani, ci mă proiectez aici și retrăiesc aici, a, acel eveniment, ok? Mă bag în el, mă duc în el, mă duc să văd aici care-i treaba, despre ce e vorba. Sunt aici în această poveste și în momentul respectiv mi se clarifică dacă nu funcționează și e posibil să nu funcționeze pentru că poate că acel eveniment a fost mult prea intens, poate te-ar deranja prea mult acum să știi aceste lucruri, atunci subconștientul tău nu-ți va da detalii despre acel eveniment. Dar tot ce poți să faci, poți să te duci dacă știi că aici s-a întâmplat acel eveniment și ai această imagine clară, da? Aici e imaginea aia clară, s-a întâmplat acea poveste. Ce pot să fac? Pot să mă duc acum aici și mental, să mă duc să curăț, să curăț, atenție, să curăț acea experiență de încărcătura care a generat problema mea de acum. Ok? Ce înseamnă că o curăț? Pur și simplu, ca și cum mă duc cu carioca și o curăț. Sau mă duc cu buretele și șterg. Sau mă duc cu nu știu ce am eu nevoie să mă duc. Dă-ți voie să îți folosești puterea minții, da? folosește puterea minții. Dă-ți voie să folosești puterea minții și să faci ce de făcut ca să cureți acea problemă, să o descarci de acea emoție negativă. Da? Pentru că tu nu poți să schimbi evenimentul, nu poți să schimbi ce s-a întâmplat. În schimb, poți să modifici cum te simți sau cum te-ai simțit vis a -vis de acel lucru. Fiind acum aici, descoperi povestea respectivă și mă duc și o curăț. Astfel încât de acum, dacă văd, să zicem, e costică de trei anișori, e acolo la acea poveste, lată câinele, dar acum nu mai Încarcă acea experiență cu o emoție negativă, ci pur și simplu mă duc și o da? Gândește-te în felul următor: Gândește că ai o experiență, o experiență de viață, da? mergi pe stradă să te duci să-ți iei de, la, de leguri de la piață și calci într-o băltoacă sau în mocirlă și te murdărești pe haine sau trece o mașină pe șosea și te stropești din cap până în picioare de nămol. Te duci acasă. Hainele sunt aceleași, dar mă pot duce acum să iau hainele, să bag la mașina de spălat. Hainele rămân aceleași, dar ce am făcut? Le curăț de mizeria care a fost adunată, acumulată pe ele. Am aceleași haine, am același eveniment, doar că acum mă duc și îl curăț, îl purific, îl descarc, îl eliberez de acea emoție negativă, de acea. Încărcătură negativă, neplăcută, care uh, m-a subjugat, dacă vrei, m-a încărcat toți acești ani. da? Deci, asta ai de făcut. Pasul 1. Identifici linia timpului. Pasul 2. screz niște gradații mental pe acea linie a timpului. Pasul 3. Îți dai comanda mentală de a descoperi de unde vine problema cu care te confrunți. Pasul 4. Rămâi într-o stare de o expectativă, de observare. Uneori se produce instant, alteori puteți să aștepți câteva secunde, poate chiar un minut, dar rămâi clar cu acea întrebare în minte. Să vezi de unde pornește acea situație. După aceea, pasul 5. Te duci la detalii, să vezi detaliile din acel eveniment și pasul 6. Este curățenia. Faci curățenie la acel eveniment. O descarci de emoția negativă. Aceștia sunt cei șase pași uh, și pasul șapte te bucuri de rezultat, da? Ok, este și pasul șapte. Bucurie! Ok? Pasul șapte, bucurie că ai rezolvat problema. Bun. Această tehnică, această tehnică se numește linia timpului, și luăm o scurtă pauză, că se clipește becul aici. Deci luăm o scurtă pauză, continuăm după pauză. Ok, bine ați revenit! Uh, aștept să-mi spuneți uh, să spuneți cum o să funcționeze la voi, cum funcționează la voi linia timpului. Acum aveți o tehnică foarte, foarte mișto, aș putea spune, chiar dacă nu sună foarte doctorant ce zic aici. O tehnică foarte bună, foarte bună de rezolvarea unor probleme din trecut. Dar nu uita că tu ești viitorul, ok? Atunci, dacă tu ești viitorul, cum rezolvi trecutul? Acum ai o tehnică foarte, foarte bună, o tehnică pentru succesul tău. O tehnică care te ajută să-ți folosești puterea minții ca să ai succesul pe care vrei să-l ai. Ok? Nu mai ai scuze acum că nu poți, că nu știu ce. Un tip foarte deștept care are legătură cu NLP-ul, Programarea neurolingvistică, Foarte interesant că română s-a instaurat cuvântul de NLP. Toată lumea știe NLP, dar nu știe ce înseamnă NLP și dacă vorbești pe românește și spui pe nu mai e NLP, este PNL, care sună a partid, partid, ceva partid. Nu, nu știu ce partid e ăla. Anyway. Tipul care a contribuit la crearea NLP-ului, Richard Bender, spune așa. Nu este niciodată prea târziu să ai un trecut, să ai o copilărie fericită. Ok? De ce? Pentru că pot să folosesc această tehnică și pot să mă joc cu mintea mea, și să mă duc înapoi în trecut, unde de inițial era o bazaconie aici, o gâlmă, o problemă, și în locul ei să pun ceva frumos. O floricică. Văzum să se vadă floricică. O floricică. Da? Deci, o floricică. Pot să pun acolo, în loc de bazaconia conia, pot să pun ceva frumos. Pot să, pot să, așa, așa, vezi, o floricică. Deci pot să pun aici o floricică, ceva frumos, așa, să fac și un soare care luminează floricica asta. Da? O floare, un soare, cu toții mergem la mare și mâncăm floarea soarelui. Ok, mâncăm semințe. Ok, deci ai înțeles ideea. Pot să fac orice câtă vreme știu cum să ajung aici, câtă vreme îmi pot folosi puterea minții ca să mă duc înapoi, pentru că am acum un sistem, am acum un proces pe care îl pot folosi cu mare ușurință și care mă aduce înapoi în timp, unde vreau eu să fiu, acolo unde vreau să fiu, când vreau eu să fiu și să rezolv să-mi pentru că după ce m-am dus și am făcut aici curățenie, dacă sunt uh, dornic, nu e musai, dar dacă vreau, după ce am făcut pasul cu curățenia, am pasul 7, bucuria. Ce înseamnă asta? Înseamnă că eu pot să mă duc aici și în loc de mizeria care era înainte, acea curățenie pe care am făcut-o, mi-a eliberat spațiul și vin și pun floricica, pun soarele și o fac să fie frumoasă, da? Deci am făcut pasul 6, am curățat, pasul 7 mă duc și o înfloresc, mă duc și o fac cum vreau eu, cu alte cuvinte, la acea experiență când Costica noastră avea 3 ani și mergea de pe stradă cu bunicul, Adică Costică îl ținea pe bunicul de mână, nu bunicul ținea pe Costică, ok? Deci mergeau pe stradă, latră câinele, Costică nu să se sperie, până acum Costică s-ar fi speriat. Acum Costică poate să aibă o reacție de... Ia uite, un cățel! Hai să ne jucăm cu el, lugul, lugul, laga, laga, gigilica acolo, da? Să ne jucăm cu cățelul. Pentru că nu mai am o reacție fobică. Nu mai am o reacție violentă, virulentă, de, 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 de spaimă, de frică, de mai știu eu ce. Nu mă pot bucura. Uite, floricele pe câmpii, soare, frumos, ne simțim bine. Ok? Chestia asta o fac la pasul 7. Recadrare, da? Asta se așa se numește. Recadrare, reformulare, cum vreți să numești. Am o bucurie, că îmi place mai mult cum sună bucurie. Ăla e pasul 7. Este recadrarea acelui eveniment. Este reîncărcarea a evenimentului, care inițial a fost un eveniment negativ, reîncărcarea sa cu o emoție, cu o trăire pozitivă. Mă duc și o modific, și o spun altfel, și o pun altfel, și arată altfel, și se simte altfel. Același eveniment. Și atunci, odată ce am rezolvat treaba asta, pot să mă duc mai departe și pot să plec chiar mai departe de aici, da? Pot să mă duc mai departe și fac o altă tehnică. Da? Care se numește Cercul Excelenței. Cercul Excelenței. Care este? În care este vorba despre un cerc? Desigur. Ok? Ce înseamnă asta? Înseamnă că noi am făcut mai devreme, aveam această linie a timpului, aveam pe costică aici. Ok? După care l-aveam pe costică, aveam așa. L-aveam pe costică aici, deasupra liniei timpului. Ok? Să ne aibă mai lungi. Ok, și aici era acel eveniment. Ok? Aici era acel eveniment cu problema. Ok? Aici. Și aici inițial spusese noi că era o gâlmă, acum nu mai este o gâlmă, el s-a uitat aici. Bun. Ce pot să fac acum? Am recadrat și am făcut aici un soare și am făcut aici o floare. Ok? Deci am recadrat -o de povestea asta. Acum ce pot să fac? Pentru că eu nu mai am această problemă, pentru că eu nu mai am această problemă, cu alte cuvinte, nu mai merg cu frâna trasă, ce pot eu să fac acum este să mă folosesc de cercul excelenței, astfel ca de acum înainte, astfel ca de acum înainte, eu să fiu maxim din ceea ce pot eu să fiu. Și ca să fac acest lucru, mă folosesc de această tehnică numită cercul excelenței. Ce înseamnă asta? Te ridici în picioare. Aștept să te ridici în picioare. Hai și tu ridică în picioare, nu mai sta acolo, gata. Te ridici în picioare și, ridicat fiind în picioare, undeva în fața ta la jumătate de metru, un metru în fața ta, în mintea ta îți imaginezi un cerc. Ok? Acolo, în fața ta. Cum ar fi costic al nostru aici? Să presupunem că el își imaginează un cerc aici. Acum, atenție! Am făcut o recapitulare de la tehnica de linia timpului. Ce facem acum? Tehnica asta nu are legătură cu linia timpului. Asta este în paranteze, da? Doar am făcut o recapitulare de la cealaltă tehnică. Acum, aici vorbim despre cercul de excelenței. Iar această tehnică se poate face independent de asta. N-au legătură una cu alta. Doar că le poți pune tu la pachet dacă vrei. Dar sunt două tehnici independente una de cealaltă, libere una de cealaltă, complet separate una de cealaltă. Ok? Bun. Deci, costicul al nostru nu mai are frică de vorbit în public, dar încă nu este. Atât de bun pe cât ar putea să fie. n are nicio teamă să vorbească în public, doar că pf, parcă nu e, nu e acolo ce trebuie. Nu, nu este excelent. Ok? Și el vrea să fie excelent. Costică vrea să fie excelent, vrea să fie cel mai tare, cel mai bun vorbitor de, uh, din lume, da? Să spunem. Și atunci, cum face acest lucru? Păi, își imaginează în mintea lui un cerc. Da? El e aici și își imaginează un cerc în fața lui, la jumătate de metru, un metru în fața lui. Ok? îți imaginezi un cerc. Acum, ce poți să faci, sunt mai multe variante la acest exercițiu. Eu te dau pe cea mai simplă acum. În acest cerc, varianta 1. Varianta 1. În cercul respectiv, vreau să pui toate acele calități pe care tu le vrei în viața ta. Cum vrei tu să fii? Ce vrei tu să fii? Cum vrei să te simți, cum vrei să fii, cum vrei să arăți, cum vrei să te miști. Poate vrei să, eu știu, mai pui 2-3 kg pe tine, poate vrei să mai dai jos 2-3 kg, adică pui o șubă și o palton sau dai jos o șubă și un palton. Sau poate vrei să fii mai bun la școală, sau poate vrei să conduci mai bine mașina, sau poate uh, vrei să, orice, orice îți dorești tu să faci. Poate vrei să fii mai fericit. Da? Poate că simți că nu ești suficient de fericit sau că viața ta e cam palidă, așa, cam goală, cam neîncărcată de emoție. Ce vreau să faci acum, toate acele lucruri pe care ți le dorești în viața ta, și e vorba exclusiv de tine, nu de altcineva, toate acele lucruri pe care ți le dorești în viața ta, vreau să le pui în acest cerc, da? în cercul acela din fața ta. Dacă te ajută, poți să faci în loc de cerc să fie ca un, ca un tub, dacă vrei, da? Ca un tub care, pe care tu îl încarci cu toate acele calități: încredere de sine, stimă de sine, bucurie, fericire, împlinire, libertate, strălucire, împăcare, ușurință interioară, înțelegere, înțelepciune, inteligență. Tot ceea ce îți dorești tu în viața ta vreau să le pui în acel cerc. Dacă vrei să arăți într-un într fel anume, pune toate acele calități, felul în care vrei să le să arăți, bag în acel cerc sau în acel tub, dacă te ajută, da? Pune-le pe toate acolo. Vreau să le să le vezi în acel cerc. Să le vezi, să le simți cum sunt toate comasate în acel cerc, da? În acel cerc toate le-ai băgat le-ai pus pe toate acolo. Când simți că sunt toate băgate acolo, vreau să îți dai voie în mintea ta, cu ochii închiși sau ochii deschiși, nu contează cum. Acum când le-ai băgat pe toate acolo, poți să mai faci o chestie, un bonus. Dacă este o persoană pe care o admiri, care este manifestarea completă, perfectă a acelui lucru pe care tu-l dorești, imaginează că acea persoană este acolo în acel cerc. Da? Acea persoană care are acea calitate sau acele calități pe care tu le admiri enorm de mult, sunt acolo în acel cerc. Imaginează-ți că pe lângă toate bunătățile pe care le-ai băgat în acel cerc, este și această persoană. Să spunem că faci sport. Dacă joci fotbal, că eu cu fotbalul îmi place să joc fotbal și mă uit la fotbal. Îți place să joci fotbal. Găsește-ți un fotbalist care îți place foarte mult, pe care îl admire în om de mult. Sau îți place, eu știu, poate ești să, sapio sexual. Sapio sexual înseamnă că îți place, te, te, incită inteligența altor oameni. Da, asta înseamnă. Nu înseamnă nimic altceva. Ok? Deci, dacă ești sapio sexual și te incită, te gâdilă inteligența altei persoane, pe care o admire în om de mult, pune acolo în acel cerc. Spre exemplu, în cazul meu, pe mine mi îmi place foarte mult de Neil deGrasse Tyson. E un tip extraordinar de inteligent, super mucalit și este absolut fantastic în ceea ce face și ce spune. Da? Și îmi place inteligența lui, genul de inteligență îmi place foarte mult. Vreau să l-aș băga în acel cerc pentru că vreau să fiu mai, mai, bun în ceea ce fac. ok? Deci, bag în acel cerc toate acele calități pe care vreau să le am în viața mea. Pe care vreau să le am, să le trăiesc, să le exprim să le manifest în viața mea. Pe toate le bag acolo în acel cerc. Okay? Poate să fie o chestie generală sau poate să fie o chestie foarte punctuală. Cu alte cuvinte să spunem, nu știu. Uh, vreau să fiu mai bun la uh, geometrie. Îl pun pe Pitagora în cercul ăla, nu? Sau vreau să fiu mai bun la uh, fizică. Îl pun pe Newton în cercul ăla sau mai știu eu ce, da? Sau vreau să fiu mai bun la pictură. Îl pun pe Michelangelo în cercul ăla. Sau orice. Ai înțeles ideea acea persoană pe care tu o admiri enorm de mult, extraordinar de mult, care știi care are calitățile pe care tu le vrei, acea persoană o iei și o bagi în acel cerc, da? Și o vezi, vreau să, acum e foarte important acest detaliu, vreau să o percep ca și cum e acolo, vie în fața ta. Ca și cum toate acele calități pe care le-ai băgat în acel cerc, indiferent care ar fi acelea, sunt palpabile le simți, le vezi acolo, e cercul ăla mare acolo și vezi toate acele chestii, cum sunt, cât sunt de reale, da? Le văd acum, sunt în fața mea. Bucuria este galben aurie, fericirea este un alb strălucitor, în starea de mulțumire este un fel de ceva, nici n-aș putea să-l descriu, un fel de sidefiu, toate aceste calități pe care eu le doresc în viața mea sunt acolo în acel cerc. Pot să le dau culori dacă mă ajută, pot să le dau sunete dacă mă ajută, da? Ca să-mi fie ușor să le identific. Când am toate aceste chestii clare în minte, în momentul respectiv mă uit la ele, le observ exact cum mă uit la tabla asta. Știu că tabla asta este aici, da? O aud, o simt, scoate sunete, văd ce material are, e acolo în cercul respectiv. Iar eu vreau calitățile astea. Eu vreau calitățile acestei table descris. Uite ce de foi are și cât de albă este și cât de bine stă ea pe cele trei picioarele ei. Vreau și eu acea abilitate. Și o văd în mintea mea, e clară, este vie, este reală, o simt, o... în mintea mea e acolo, este... e atât de reală, nici nu, nici nu pot concepe că ea nu există. e există acolo în acel cerc. E bine, când am această claritate mentală, mă uit la acel cerc și apoi pășesc hotărât în cercul respectiv. Și acum sunt în acest cerc al excelenței. Sunt aici în acest cerc al excelenței. Fă asta acum. Pășește acum în acel cerc al excelenței al tău. Ești în acest cerc al excelenței și vreau să fii acolo. Spune-mi cum te simți. Cum stai, cum e corpul tău, cât de hotărât ești pe picioarele tale, ce gândești, cum gândești, cum simți, cum miroși, cum îți poți corpul. Fi în acest cerc al excelenței, acum, și dă voi tuturor acelor localități să devină ceea ce ești sau tu să devii ele. Ca și cum toate cele calități pe care le-ai încărcat până acum în acest cel care excelenței, toate sunt parte din ființa ta. Iar dacă există o, o, un, o persoană pe care tu o admire enorm de mult, ca având acele calități pe care tu le dorești, acum fiind în acest cerc al excelenței, e ca și cum tu devii acea persoană, ca și cum tu te încarci de inteligența, de bunătatea, de claritatea, de frumusețea, de fizicul, cum vrei tu să o numești, care au fi acele chestii pe care tu le admiri. Tu ești acea persoană, dar ești tu. Tu ești acea persoană cu acele calități. Tu acum ai, ca și cum aici, în acest cerc al excelenței, te îmbraci, te îmbibi, te încarci de acelea, acele calități, ca și cum fiecare părticică din ființa ta, fiecare celulă a ființei tale emană, vibrează de acele calități, ca și cum tu ești bucuria respectivă, tu ești forța, tu ești puterea, tu ești claritatea, tu ești iubirea, tu ești înțelegerea, tu ești înțelepciunea, tu ești toate acele lucruri pe care ți le-ai dorit. Ești acum, aici, în acest cerc și vezi cât de bine te simți, cât de... Oh! întărit ești, cât de clar ești, cât de focalizat ești, pentru că nu mai ești chestia aia ce care era acolo afară și erai picăjit și abidit deci, oh, le vai de capul meu. Nu! Acum ești puternic sau ești puternică. Ești viitorul. Acum ai acea claritate, pentru că viitorul tău este acum și aici. Dacă vrei o viață diferită, dacă vrei un viitor diferit, trebuie să fii diferit în clipa de față, pentru că viitorul este doar o multitudine de clipe prezente, care se adună una după alta. Clipa prezentă este rezultatul trecutului. Dacă e ceva din trecut care nu-ți mai dorești, atunci lasă-l în trecut și fii acum în prezent, pentru că viitorul îți aparține. Viitorul este al tău, viitorul este ceea ce faci tu în această clipă. Și dacă vrei să ai un viitor excelent, trebuie să ai un prezent excelent. Dacă vrei să ai o viață fericită, dă voi să fii acum, aici, în această clipă fericit. Folosește tehnica asta, puterea minții, această tehnică a cercului excelenței, cu puterea ta, cu mintea ta, da? E o tehnică pentru succes, pentru succesul tău. Folosește-o și vezi cât de bine te simți, da? Acuma, după ce ești încărcat de toată această energie și te simți așa fantastic și extraordinar și fenomenal și mirobolant, rămâi cu această senzație, vreau să faci așa ca și cum o iei și o bagi în adâncul ființei tale, ca și cum, ca și cum te, 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 te umpli, ca și cum o injectezi în ființa ta, ca și cum te încarci și o simți în fiecare Pătrici ca pielea tale, se face pielea de găină pe tine pentru că simți atât de bine, atât de puternic, atât de intens această senzație de excelență. Și acum menține-o, ca și cum o iau și am instalat-o. E băgată în mine, este parte din mine, este ceea ce sunt eu. Și acum menține această senzație și pășește în afara cercului și vezi acum. Fiind în afara cercului, e în continuare acolo, dar tu ești în afara cercului. Da? Nu mai este o proiecție, nu mai este ceva acolo, este ceva aici, este parte din ceea ce ești tu, din cine ești tu. Iar tu ești acum o ființă diferită, ești un om diferit față de cât era și ce era acum două minute înainte să pășești în cerc. Acum și aici ai această putere. Acum și aici ai această calitate sau aceste calități pe care tu le vrei, oricare ar fi ele. Da? Dă-ți voie să le ai, bucură-te de ele. Repet, gândește și așa. Acum, când am această calitate pe care mi-am dorit-o, pe care, am, căutat-o atât, de multă vreme și acum o simt, oare cum merg eu acum când sunt așa cum mi-am dorit să fiu? Pentru că până acum eram uh, și mic, Mm, da, e greu, e viața grea, ce să mă fac, vai, unde m-am născut, vai, ce vai de capul meu, ce să mă fac, da? Și acum am pășit în cercul și zic da, sunt puternic, da, am hățurile în propriile mâini, da, conduc propria mea viață, sunt la cârma propriei mele corăbii, galion, sunt propriul meu stăpân. E bine, Acum, când sunt propriul meu stăpân, când sunt stăpânul vieții mele, nici nu concep să mă plâng, de... cum să mă plâng? N-am de ce să mă plâng, pentru că viața mea este fantastică. Viața mea este fenomenală. Acum, viața ta este fenomenală. Acum, viața ta este excelentă. Pentru că tu ești excelent, pentru că tu îți folosești puterea minții, pentru că tu îți folosești această unealtă fenomenală care o ai din totdeauna. Acum o folosești cu adevărat, o folosești cu cap. Îți pui capul la contribuție și îți dai voie să te bucuri de viața extraordinară pe care o ai, pentru că ești acum aici, pentru că respiri aerul pe care îl respiri, pentru că ești în viață, pentru că poți să te miști, poți să comunici, poți să vorbești, poți să interacționezi, pentru că poți să înveți, pentru că poți să crești și de ce nu poți să dăruiești. Dă-ți voie să te bucuri, dă-ți voie să fii excelent, Bucură-te acum de această plinătate a sufletului tău. Bucură-te de această excelență a inimii tale, a vieții tale fenomenale. Fii recunoscător pentru ceea ce ai și dăruiește și altora bucuria ta. Fii excepțional. Fii excelent. Îți mulțumesc și, ca de obicei, te aștept săptămâna viitoare. Eu mă simt excelent că pot să vorbesc cu tine și că pot să spun toate aceste lucruri și sunt recunoscător că mă asculți. Și dacă îți place ceea ce facem aici, dă-ne un like, dă-ne un share pe Facebook, trimitem impresiile tale, comentariile tale pe pagina noastră de Facebook sau pe site-ul meu personal, eugencapopa.ro și orice ai face, că îmi scrii, că nu mi scrii, că comentezi, că nu, nu mă interesează, dar orice ai face, nu uita cum te simți acum. Nu uita excelența asta pe care o ai. Și dacă o uiți, Știi ce ai de făcut? Cercul excelenței. Dacă o uiți, revii aici. În seara asta ai învățat două tehnici pentru succes, două tehnici absolut fenomenale, două tehnici fantastice, două tehnici pe care cei mai mulți oameni se duc să plătească bani grei ca să le învețe la diverse cursuri sau le găsesc prin cărți, dar trebuie să le cauți. Eu am vrut să le împărtășesc cu tine pentru că m-am simțit foarte bine, ok? Pentru că mi-am făcut acest cerc al excelenței în seara aceasta cu tine și Repet, dacă cumva o să uiți cum te simți acum, știi ce de făcut. Reiei această tehnică. Dacă ți-e dificil, poți să te uiți la înregistrarea emisiunii o dată de două ori până când îți intră în reflex, după care poți să faci singur. Nu mai ai nevoie de mine, nu ai nevoie de nimeni, nu ai nevoie de nimic. Pentru că în tine se află toată puterea, în tine se află această cunoaștere, în tine se află excelența. Tot ce de făcut este să-i dai voie să iasă la față pentru că ea vrea să iasă. Doar că până acum n-a cum. Acum ei deschis o poartă și dă voie să se manifestă. Dă voie acele excelențe să se manifestă. dă voie să-ți cureți trecutul unde ai nevoie să-l cureți și apoi dă voie să-ți creezi viitorul. Acela minunat, excelent, fericit, fantastic pe care tu l vrei. Viitorul acela care ești. Mulțumesc, o seară bună, pe curând!